Singurul punct rămas pe ordinea de zi a vizat mandatarea primarului municipiului Medgidia de a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Medgidia în dosarele juridice aflate pe rolul instanțelor judecătorești și în procedura executării silite. Mandatarea primarului municipiului Medgidia de a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Medgidia în fața instanțelor judecătorești. Chiar dacă a fost scos de pe ordinea de zi, al doilea punct cu privire la retragerea municipiului Medgidia din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea, consilierii au cerut primarului să fie informați despre demersurile pe care executivul le va face în întâmpinarea la cererea de chemare în judecată. Edilii localității găsesc problema ieșirii din ADI Dobrogea ca una sensibilă și de aceea au nevoie de timp pentru analiză. Consider că e un lucru extrem, extrem de delicat cu riscuri foarte mari și atunci am ales această variantă să mai cugetăm asupra deciziei pe care să o luăm, iar pentru că și Consiliul este la început, nu am vrut să pară așa o presiune și că lucrurile trebuie să meargă natural și întotdeauna decizia care se va lua să fie sigur, bună și toți consilierii să aibă conștiința în păcat. În mandatul trecut am votat pentru a ieși din această asociație de dezvoltare. Acum am fost acționați în instanță de ADI Dobrogea, au venit cu noi date privind consecințele ieșirii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Colegii consilieri mai nou veniți în Consiliu au solicitat lămuriri suplimentare pentru că e firesc să solicite acest lucru neștiind cum s-au derulat aceste activități de-a lungul timpului și urmează să luăm o decizie într-o ședință ordinară. Consilierii prezenți la ședință au votat în unanimitate singurul proiect aflat pe ordinea de zi.